Salutare tuturor! Cosmin aici cu un nou tutorial de Photoshop în care vă voi învăța rapid cum să creați acest efect de indent, un efect un pic mai avansat decât cel pe care probabil îl știți voi cu inner shadow, simplu. Așa o să arate rezultatul final, mă rog, depinde de culorile pe care le folosiți. Eu voi folosi un grid deschis și un green kiss, mi se pare cel mai clasic și cel mai elegant. Bineînțeles, voi puteți să folosiți același efect și în alt fel. Uitați de exemplu cum l-am folosit eu pe canalul meu. Așteptă să se încarce. Vedeți aici pe modulele acestea, eu am folosit acest efect de indent. Vedeți aici partea albă și aici umbra. De asemenea și aici pe modul acesta am folosit același indent. Deci vedeți că indentul are aplicații în majoritatea, în multe cazuri. Și este un efect simplu și foarte frumos, foarte elegant. Așa că ne întoarcem în Photoshop și voi da Delete la acest layer text. Cu T de la text, voi folosi un font accesibil tuturor, Arial Black. Depinde acum de dimensiune. Eu am o dimensiune de 1280 cu 720 Voi folosi dimensiunea de 145 de puncte. Sharp sau Smooth, Smooth. Ok. Și scrie în textul tutorial. Nu se vede nimic pentru că culoarea este aceeași cu a cu a backgroundului, așa că îi voi da o culoare. Noi dăm negru, îi dăm un gri un picules mai deschis decât backgroundul, cam așa cred că e bine. OK. Și dăm OK. Îl punem la mijloc, cât de cât, și vom da dublu click pe Layer ca să intrăm în Layer Styles. Primul lucru, vom merge la Inner Shadow, așa cum știați și voi. Vom deselecta Use Global Light și vom seta unghiul la 90 de grade. distance depinde de rezoluția la care faceți poza. Eu voi seta un 3 cu 5. Regula mea este să păstrez o, o distanță de două puncte între Distance și Size o diferență de două puncte. Trebuie să încercăm și cu 4 cu 6. Eu zic 3, 1, 3. Hai, 3 cu 6 merge și așa. Vom merge apoi la Drop Shadow, unde vom selecta Blending modul pe Normal. Culoarea o vom face albă, arată oribil acum, dar o să vedeți că arată mult mai bine. Deselectăm Use Global Light și selectăm Angle-ul. Setăm Angle-ul la 90 de grade. Distance-ul îl facem 1, iar Size-ul 0 la spread nu umblăm, vom umbla numai la opacitate, depinde de culoarea backgroundului. ului puteți să o scădeți, eu voi scădea cam la 8% cred sau mai mult un pic, 20%, îi dăm ok și dăm un zoom să vedem cum se vede, da, nu arată bine inner shadow-ul, e prea mare. Așa că voi da un 3 cu 5. Iar acest Drop shadow Să zicem că îl scădem Așa și voi mai, mai pune și un Color overlay că nu-mi place totuși culoarea O să pun Un gri mai închis Uite cam așa cred că e bine, cred că se vede mult mai bine Ok și ne vom întoarce Din nou la drop shadow unde vom Mări sau nu, vom lăsa opacitatea ca așa, să fie destul de realist. Ok. Și așa ați făcut text indentul pe un text. Puteți să aplicați pe orice formă aceleași efecte. Sper că v-a fost util tutorialul. Voi reveni cu alte tutoriale în curând. Dacă aveți idei de tutoriale, lăsați în comentarii de desubt. Dacă vă place tutorialul, lăsați un coment cu aprecierile voastre. Dacă nu v-a plăcut, spuneți ce nu v-a plăcut. Din nou, dacă v-a plăcut dați like, dacă nu v-a plăcut dați dislike. Dacă dați dislike, lăsați și motivul pentru care ați dat dislike. Dați share, uh, subscribe, na, ce considerați voi de cuvință. Eu sunt Cosmin până la un nou tutorial, nu numai bine.